Înainte să începem acest episod, vreau să vă spun că am adăugat noi conturi de Steam și de CSGO pe steamaccounts.us. Aveți primul link de descriere în caz de vreți să cumpărați un cont de Steam sau de CSGO sau să vă vindeți contul de Steam. Aveți aici foarte, foarte multe conturi, bă băieți, de la Silver, de aici pe a doua pagină, de la Silver 3 până la Global. Vă puteți cumpăra un cont foarte ușor, trebuie doar să vă adăugați bani în balanță, dați aici pe Buy sau dacă vreți să aflați mai multe informații despre cont, dați pe More. Aici aveți podul cu contul, foarte multe informații aici în descriere, mă rog, tipul ăsta n-a lăsat chiar așa de multe informații. Și aici aveți de cât timp este băiatul seller pe site, adică de cât timp a vândut el primul cont și review-urile, pozitive sau negative. Eu vă recomand foarte mult să vă luați după review-uri și de vechimea sellerului, deoarece vă puteți da seama dacă un cont este țeapă sau nu. Haideți să trecem la episod. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod din seria noastră de CSGO Overwatch cu Overwatch Revealer. Știu că v-a fost dor de această serie, n-am mai postat-o de nu știu cât timp. Zici tu ceva, Sky, suntem alături de Sky. Salutare, bă băieți, forță! Forță, deci da, Sky mi-a dat ideea asta, nu știu, stăteam în seara asta și mă gândeam, bă, ce să filmez, un comp pe ceva, un Apex Legends? Și zice Sky, bă frate, dar seria aia de CSGO Overwatch n-ai mai făcut-o de mult timp, de ce nu mai faci? Și am zis, gata frate, CSGO Overwatch să fie. Deci a fost ideea lui Sky, bă băieți, hai să strângem 2000 de like-uri, deci neapărat 2000 de like-uri pentru ideea lui Sky. Și aveți și canalul lui în descriere, sper să nu uit din nou să-l pun că eu zdobi tocmai așa. Neapărat 2000 de like-uri, 3000 chiar. Deci neapărat 2-3000 de like-uri, bă băieți, așa pe puțin, așa, să fiți și voi, așa, știți ce zic. Și hai să trecem la primul Overwatch, bă băieți, pentru cei care nu știu ce înseamnă Overwatch Revealer. Ei bine, Overwatch Revealer este o setare din unele cheat-uri care se găsește la majoritatea cheat-urilor mai noi. Și vă permite să vedeți numele suspectului din Overwatch și să intrați pe profilul lui de Steam. Se aud, are mașinile pe fundal? Nu. Deci coaie, eu până acum, până înainte să filmez nicio mașină, bă, nicio mașină, a fost așa de frumos și de curat, acum au început mașinile iară să intre prin fața blocului. Stau haterii cu luneta pe tine, frate. Cu luneta stau haterii, bă, am geamul deschis la maxim și perdele date la o parte, deci cei de vis-a-vis din blocul de vis-a-vis de mine văd tot ce fac eu în casă aici, nebun la cap. Vai de cap, mă. Adevărat. Îmi fac aia, trag perdelele, stai liniștit. Nu știu chiar așa, mă, să fim serios acum, nu știu chiar așa de, na. Hai să vedem, Sky, ce zici, băiatul ăsta are cheat pe Mirage aici, să vedem, bă, băieți, deci fiți atenți aici, ca să vă arăt ce, a primit mut ăsta, așa la multe report, o dăm pe Overwatch Revealer și pam, avem suspectul, avem profilul suspectului care este Canary, cred că, Canary este suspectul, dar nu pot să-i dau un mut, din păcate, are 935 de ore și este rus. Haideți să vedem, bă, băieți, dacă are cheat sau nu, cum activezi X-ray-ul, gata, avem și X-ray, văd că dă prefire-uri un pic. Da, Canary e cheaterul nostru. Hai să vedem. Mama, stai, hai să vedem și inventarul și toate chestiile astea ca să inspectăm așa un pic profilul. Inventar. A, deci Wormguard-ul e al lui. Inventar mediu, nu pot să zic. Medalii n-are deloc. Medalii n-are, da. Deci aparent ultima dată a jucat ieri. Are 965 de ore, pardon. 965 de ore? Nu 65 de ore în ultimele două săptămâni. Da. Profilul nu e, nu știu ce, să fiu sincer, dacă chestia asta de profil mă sperie așa că am să ies de pe profil. Bă, cum adică in-game Overwatch Bybes? Bă, ești nebun? Da, știu. Hai să vedem, bă băieți, dacă prietenul nostru zice are cheat. De ce am sonorul așa de încet dat? What the fuck, l-am pe unul ăsta, hai să-l dăm pe 12% și hai să vedem ce face cheaterul nostru aici. Sau poate că nu este cheater, văd că are ceva skin-uri, mă rog. Bă, se uită așa prin perete, tu vezi puțin gen. Bă, nu mi se prea pare că se uită prin perete momentan, nu știu ce să zic, hai să vedem. Ia, hai să vedem dacă îi dă prefer la... Bă, da, asta e meci de ruși sau ce naiba? Ok. A fost un pic un prefire acolo, un pic de tot așa, un pic de prefire, ce zici, Sky? Puțin. Puțin acolo de prefire, bă. Hai să vedem ce face, uite, mai vine unul acolo, face schema, am crezut că face schema lui Zan, din păcate n-a făcut-o. Și omul acum văd că ascunde, adică bine, ascunde, poate nici n-are hack, n-avem de unde să știm, dar văd că se uită aici la window. Ok. Da, probabil o fi. Eu văzut capul acolo, oare? Eu văzut un pic. Ce rank-uri au ăștia? N-are niciun rank? A, n-am eu rank revealer-ul, cred că. Rank revealer, unde-i bă? Vezi dacă vezi pe aici rank revealer. Să moară. Să moară Bibi dacă îl văd. Să moară Jaxana dacă îl văd. Bă, nu are rank revealer. Bă, trebuie să aibă rank revealer, cum să n-aibă? Ce ai pe aici trebuie să fie pe undeva. La misc 2, a? Vot revealer ăsta o fi, frate? Nu, la misc 2 oare? La misc 2? Nu. Aici trebuie să fie rank revealer-ul.
Băi, să moară Bibi dacă îl văd. Rank revealer. Am jucat un update la CS și gen, trebuie update. A, show competitive ranks, gata. Bă, rankuri decente. MG, DMG are canaria al nostru. Ce rank are? Vedem. Ce rank are? 39, rank 39, deci face rank 40 imediat băiatul nostru. Hai să vedem ce face. Știe și smoke-uri. Sau o avea Getrek și are smoke helper. Cum ar fi? Cât de șmecher ar fi chestia asta? Nu știu, ăsta la data ai văzut că a sărit jos și l-a dat după gen. A sărit jos? Bă, gen, stă cam mult când dă smoke-uri, ai văzut, parcă pare să curățim. Se cam duce pe ei, tu vezi cum se duce pe ei, uite cum, ba, are ul. Îl știa pe, uite, și acum când o plecat, la fel, acum dă pic, fii atent, mă, ce bulangiu. A tras după ăla, ai văzut, a tras după ăla. Nu cred că a tras după ăla, a dat pre-fire random, numai că faza e că fix când a plecat ăla din window, omul a dat rush, mă, serios, mă, chiar așa. Chiar așa de bulangiu. Bă, tu vezi smoke-urile, le pună perfect, ai văzut? Da, smoke-urile le dă perfect, ia să vedem. Ok, se uită jos. Un pic de aim aici, un aim corect, zic eu. Și au câștigat runda, dar eu zic că Kennery-a nostru are cod, nu știu de ce am impresia. Mai știi video-ul ăla? Am un video de Overwatch de mai demult în care l-am banat pe unul cu Getrek și omul mi-a venit și m-a jurat în comentarii că are și el Getrek, că de la ce l-am banat, da. Dar cred că tot cu tine a fost făcut, ba nu, cred că a fost singur video-ul ăla, nu mai știu exact. Hai să vedem ce face aici, bă, băieți. Dă flash pe A și iară. Și acum fii atent că se preface că se uită acolo. Deci nici cu un check, Under Palace, ceva, deci nici măcar nu se chinuie omul nostru. Da, nu dă check-uri deloc. Da, nu dă check-uri, fii atent, mă, nu verifică nimic, nu verifică nimic, frate. Ok, l-a omorât. Bă, deci, eram pe... a fost obvious aia, că n-a fost atent. Nu, a tras normal. A tras normal, bun. Se uită acum pe connector. Da, acum verifică, dar fii atent, acum așteaptă CT și când îi vede... ok, au auzit și grenada aia, să zicem. Da, știe că s-a dus pe B, hai să dăm un speed up, s-a dus pe B băieții și nu mai face nimic. Dar nu înțeleg de ce au abandonat dacă 2v3 aveau șanse. Ok, nimic, ok, a tras fi... opa, a făcut bunny hop-uri cu spatele, n-am văzut bunny hop-urile alea, în fine. Bă, dar de ce nu mi se dă pe, așa, X2 dă niște flash-uri. Hai să vedem dacă îl știe pe ăsta din stânga, din Under Palace. Eu chiar sunt curios dacă acum verific Under Palace-ul. Sau Palace-ul, în general, ia să vedem. Dă un molotov. Bă, tu vezi că nu se duce că îl știe pe la... Da, dar nu știu de ce am impresia că o să verifice PLS-ul acum. Că e tipul ăla. Dar runda trecută a intrat direct și acum nu... Da, runda trecută a intrat direct și acum nu mai are... Mamă, iarăs iau, doamne, futu-vă. Are, nu, da, are ul, da, are ul. Dar știți ce-am zis că are ul. Eu de la faza de pe mine mi-am dat seama că are ul. Fii atent. Și acum a luat bomba și se duce că știe că-s doi. E unul în side și unul la stair. Vezi, știe că sunt... Ei și nu se duce, se duce pe B, că știe că nu-i nimeni B. Și acum ia să vedem ce mai face. O dat un smoke aici. Plantează bomba și unul vine kitchen. Hai să vedem dacă știe pe băiatul din kitchen. Fie cum îl știe. Fie, Doamne Iisuse Hristoase. Ul-ul ăsta blanao, țucă-l mami. Fie, și-l știe și pe ăsta. Bine, ăsta a alergat un pic. De-aia să vedem. Da, să fiți pe el. Bă, ține ținta la capul. Băi, cât de pro. Da, o ieși fix cu ținta pe capul lui. Dar e prost de bubu e omul ăsta, mă. Și ai văzut că știu că e low HP să-i dea cuțit? Nu știu. Dar n-are movement deloc, nu știi, fete. Uite, Doamne Iisuse Hristoase, are ul, 100%. Hai să vedem dacă n-are și ceva aim, chiar aș vrea să aibă ceva aim. Ia să vedem. Ok, fii atent acum. Nu vrea să dea pic window, de ce? E fie că ăsta îl dă prost, ce ți-am zis că îl dă prost? Doamne, ce prost. N-are movement deloc, n-are. Uite. Uai, de capul meu, nici nu l-am văzut. Uite-te, știu ce, vai. Băi, George, s-a pus omul să le dea, n-ai cum, nu dai cum. Kennery-a nostru, frate, nu dai cu el, bă, frate, nu dai cu el. Smoke-uri de el se pune acolo. Da, dă smoke-uri, nu, eu nu știu ce am impresia, dar poate are grenade helper sau ceva, știi? Uite, acum zice fix pe pala, du-te, mă, băi. Bine, trăgea cu arma ăla, într-adevăr. Uite, hai, mă, știi că se duce și jos, mă. O coborât cu shift-ul, mă, omule, mă. Dar știi pe ăsta că îl ține aici. Da, normal că-l știe, fie, se duce prefire. Uite, știi, uai, de capul meu, ce hotărât e Kennery-a nostru, frate. Uite, știi și pe aia degeaba. Da, man, bine, l-a omorât. Ia. Du-te, mă, de aici, hai, mă, frate, serios. Uite, ce face, fratele meu. Doamne, ăsta nu-i normal la cap, mă, frate. Na, ăsta n-are nicio treabă cu ascunsul citorilor. Nicio treabă n-are omul. Da, de eu nu înțeleg cum naiba nu și-o luat bani până acum. Adică, totuși, ăsta nu știe să ascundă, nu știe nimic. Ia, fie-n ce prefer. Ui, ce prefer, doamne, de Iisuse. Ăsta n-are nicio treabă, omul, frate, cu ascunderea citurilor. Nu știe omul ce i-a ascuns citul sau ce. Nicio treabă n-are. Hai să vedem, poate totuși își bagă și un pic de aim. Oh, îl știe pe ăla, e unul aici în mid în dreapta și îl știe. Fii atent cum stă mai pe el, stă omul ăsta, mă. Vălele o Kennery-a nostru, frate.
Ești pe ăsta din short. Fent. Uite. Mamă, guțin, da, fix pe el. Are doar rol, zic. Nici nu cred că mai are rost să ne uităm pe el, nu știu ce să zic. Îi dau skip, că nu mai, chiar nu mai are rost să ne uităm. Adică, și dacă îl găsim cu aim și dacă îi dăm wall, cam tot una e, tot bană și ea. Dar wow, chiar așa de prost ascuns și tu, bă, frate, bă. Chiar așa de prost. Hai că dăm direct așa la final. Bă, deci chiar așa de prost, mă, să nu știi să ascunzi wall-ul deloc, mă, frate. Oi, ei, mă, sisters, probabil că avea și aim, că nu prea știu vreun cheat să aibă doar wall, cel puțin în 2020, dar dăm-i suficient. Da, nu a fost obvious. Vision normal, order nu și griffing nu cred că a făcut, nu? N-a făcut griffing omul nostru. Ok, bă, băieți, am terminat primul Overwatch, hai să-l așteptăm pe următorul. Bă, băieți, am primit cam în 20 de secunde, cred că următorul Overwatch s-a întâmplat totul super rapid. Eu zic că pică Dust2 acum, Dust2 trebuie neapărat. Ai, ce ți-am ghicit-o pe asta, trăiți, dai mapa codaților Dust2, mă, cum să nu pice Dust2 măcar un episod, mă. Bă, măcar într-un episod să nu pice Dust2, nu se poate așa ceva. Haideți, bă, băieți, să vedem în primul rând să-l demascăm pe suspect, să-i verificăm profilul, să-l luăm așa la un control de la scurt și rapid, dacă știți ce zic. Eu sper că dăm un level mare cu skin-uri. Da, eu aia zic, să fie unul de ăsta, să-i futem un cont la unul de ăsta, chiar m-aș bucura mult de tot. Counter Terrorist Twin s-a auzit acolo. Ok, Laxa is one tap, ăsta cred că e ceva cont nou, nu știu de ce am impresia. Mamă, ăsta e cont... E cont cumpărat cu Prime. Cont, mamă, level 0 inventory, are poză cu scrim, inventarul privat. Cel mai obvious cont. Cel mai obvious cont e ăsta. Deci nici n-are rank-ul măcar și e cont cumpărat. Da, are MG1. Are MG1. Aha, uite, rank 25. Cel mai probabil de pe Steam accounts. Nu uitați să cumpărați conturi de pe Steam accounts. Ok, mamă să moară Bibi, cât de prost trage. Băi, băiatule, cum se trage așa? What the fuck, și-o ia din spate, uite ce... O tragi după ăla, fuck, ai văzut? Da, tu vezi ce praf-i, tu vezi ce praf-i? Da, ai văzut cum o tragi după ăla prin short din greșeală? Da, dar nu știu ce s-a întâmplat, chiar nu știu ce s-a întâmplat aici, dar... Wow, LM cu Golnova 1. Ce-i cu meciul ăsta, frate? What the fuck, ce-i cu meciul ăsta, bă, băieți? Băi, cel mai ciudat meci să-mi... Ia să vedem. Ok, un pre-fire modest. Nici prea tare, nici prea încet. Haideți să urmărim în continuare, bă, băieți. Bă, asta nu mi s-a părut, nu știu ce prefer, sincer, bă, Sky, adică nu. Trebuie ceva evident. Totuși îl cheamă Laxa as one tap, adică na. Ia să vedem, îi așteaptă pe băieții de pe lung. Ăla-i dă... Ok, eu urmărit Prismoc, ok. Ok, eu urmărit un pic Prismoc. Haideți să zicem că și chestia asta a fost bulan, că după mi-au hate că-i banesc pe băieți degeaba. Deci zicem că și chestia asta a fost un pic de bulan. Acolo zicem dacă îl știe pe băiatul ăsta din dreapta. Hai, du-te în dreapta pe el. Aia zic. Are ul, da, aia zic și eu. Nu știu, nu cred că verifică. Aia să-l știi pe băiatul din City. Îl știi pe... Mamă! Are și eu, cred. Bă, nu știu ce să zic, nu știu ce să zic, da. Da, mi s-a resetat ținta, cred că. Că nu știu ce să zic. Ok, trage prin smoke. Ok, cred că l-au auzit cum o sărit. Oricum, în orice caz. Mamă, doamne, mă, ce-o încercat acolo, nu știu. E bot rău, mă, frate, e bot rău. Dar chiar, mă, tu vezi că pierde meciul? Eu acum văd că omul pierde meciul. Deci omul pierde meciul, frate. Ia, hai să vedem, băieți. Uuuu. Ok, nu știu, bă, nu știu, hai zic că a fost bulan, oricum tick rate-ul de la... Ăsta nu e cel mai genial, deci n-avem de unde să știm. Hai să vedem ce face acum, runda asta în continuare, zice pe bele, dă tapuri, chestii, ia să vedem. Ok, unul under tunnels și o... Și dacă îl știe pe ăsta aici în stânga, băi, are... ok, îl știe pe ăla, ok, bine, l-a omorât, deja are cum să-l știe. Și îl știe pe ăla din tunele, deși ăla n-a omorât pe nimeni, de-abia acum a omorât pe cineva. Și omul se uita dinainte. Ok, verifică, bă, până acum, uai, uite cât de slab e, doamne, Iisus, e cât de slab e. Că ăla de la ei l-a omorât pe la tunel și ăsta încă verifica aici în side, adică ca și cum... Da, omul verifica în side, dar nu se uita. Bă, uite, zici tu bine aici, omul chiar încerca acolo să ascundă codul. Adică avea info, ia să vedem. Aici nu a avut reacție. Bă, că nu trage, pare da, să da, ceva, what the fuck? Așteaptă să tragă. Bă, cât de slab, băi, frate. Da, și asta e ceva. Uite, acum cred că s-a mai oprit un pic să-și bage un pic de setări la trigger, bă, dacă știi ce zic. Da. Ia să vedem, bă, ai și tu dreptate aici. Da, chiar așa mereu gen la aici, la colț. Da, ia. Ok, asta a fost prefire, asta a fost un prefire urât. Da, asta. Păi și pentru ce dracu să-i dau dacă are trigger boot? Pentru order? Sau pentru aim? De aim, zici tu? Nu știu, acolo chiar a fost un prefire urât. Eu cred că, știi care e faza? El a așteptat acolo pe long, a văzut că nu i-a tras aim-ul. Și după aia s-a oprit, ai văzut că s-a oprit acolo un pic în city ca să-și facă setări, probabil. Deci, vai de cap. Uite și acum cât stă omul, frate.
Uite omul meu cât stă, mă, frate, mă. Deci, ești nebun, își bea cafeaua, ce face? Da, nu, chiar habar n-am ce face de stă așa. Da, o intra măsa peste el, o intra cu papucul sălbată. Ia să vedem ce face aici, aici vrea să dea un... Mamă, cel... Ba, a fost, nu, a fost bun flash-ul, că s-a dus pe long totuși. Ok, l-o omoră pe unul. Dar eu nu înțeleg cum pot să fie așa de slab, adică e meci de MG, drecu, de DMG. Și tragi ca un silver. Deci eu dacă n-aș ști de ce n-am cu rimeciul și aici a zice că e maxim meci de silver elite, să zic. Uite, să uită prismul cu un pic acum, ia să vedem. Ok, oh my god, fix când s-au dus ăștia doi, nu mai verificat. Să te ia cuțin de acolo și când au plecat ăla pe short și ăla la alt în tunnels, nu mai verificat, nu mai avut treabă, ia. Ia, 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 mama, nu cred, are ăla. Bă, nu, neapărat, cum ai trebuit să le-a un glos de deagle înainte. Da, da, sigur are, zic eu. Bă, nu știu, ia să vedem. Ia, știe că e bomba, e best și el totuși duce pe aia, să vedem, știe pe ăsta de zici de dreapta jos. Bă, uite, nu știe pe ăla din dreapta jos, de ce? Nu știe, dar poate încearcă să nu știe. Bă, nu încearcă să nu știe, păi ești nebun. Bă, nu știu, și mie mi se pare un pic obvious, dar totuși e slab, rău, frate, mi-e și milă. What? Mi-e și milă să-i dau sincer care e prea slab. Dacă nu mai faci ceva așa obvious, mai bine nimeni, dar știe el. Da. Uite, tu știi și tu, Doamne Iisuse. Doamne, frate, te stă și-ți mai facă setări, cred că. Cred că mai bine dai de griefing. Da, cred că mai bine de griefing îi dau. Ok, un head. Bă, nu știu, are runde în care joacă prost și are runde în care chiar dă head-uri frumoase, adică păi, na, da. uite, știe pe ăla. Bă, s-ar putea să aibă ulmă. Da, tu vezi că gen. Da, s-ar putea să aibă, s-ar putea. Vede cu ce am să acolo, știi, sau da, ceva. Da, cred că pur și simplu om care și-o băga hack și nu știe să joace nici cu ei, adică uite și tu la el. El știe pe om unde e, el știe că e în ăla, dar nu poate să-l nimerească cu lumea. Și el și urmărește cu ținta. El nu vede, adică e acolo un inamic mort și nu vede de el. De el o statută îl urmărește. Ia. Hai să vedem. Deci dacă trage prin sumul. Nu. No. Ok. Ia să vedem. Uite-te și tu, a dat grenade. Au avut țintă, da, au vrut să dea nade după el, mă, frate, și-o ratat, Doamne, cât de dobitoc. Deci ăsta clar, da, mă, are. Da, are cheat-uri, dar habar n-are să le folosească, e praf rău de tot. Da, și-a pierdut meciul, frate. No, bă, băieți, aim assistance, da, că a avut trigger boot acolo, nu? Eu zic că avea trigger boot. Dar nu știa să-l folosească ca lumea, evident așa, insuficient și griefing, aș da și pentru griefing, că la cât de prost a fost, adică na. Da, și-a de cod, permanent. Da, și-a oricum de cod. Bă, băieți, cam atâta cu acest episod, sper că v-a plăcut, dați acolo un like, faceți să facem măcar 2000 de like-uri la acest episod, nu uitați că aveți link-ul lui Sky în descriere, dați și voi acolo un subscribe, băieți, să facă și el 7000, ai 7000 de abonați? 6400. Haideți, bă, băieți, dați acolo un like să se îndrepte alt tovoraș, bă, băiatule, ce transfecte ai pe contul ăsta, că după 10 secunde mi-a dat alt tovoraș, trăiți, iar familia, cât are? 990. Mamă, 990 de ăsta e contul lui Sky, dacă v-ați întrebat. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest video, dați-i și voi acolo un like, nu uitați să aveți canalul lui Sky în descriere, dați-i și voi acolo un subscribe, să facă 7000 de abonați, eu sunt Eminem acum și vă salut, pa, pa!